E sezonul virozelor și sistemul imunitar are nevoie de un mic ajutor în lupta contra virusurilor. Administrat anual, vaccinul este cea mai eficientă metodă de protecție împotriva gripei. Vestea bună este că Ministerul Sănătății a suplimentat anul acesta numărul de doze, astfel încât vaccinul gratuit să ajungă la cât mai multe persoane. La trecerile dintre anotimpuri, organismul nostru e cel mai sensibil, iar răcirea vremii îi afectează până și pe cei mai rezistenți. Și pentru că a preveni este mai ușor decât a trata, puteți alege să țineți la distanță gripa sau virozele de sezon prin vaccinare. Vaccinurile moderne oferă protecție împotriva diferitelor virusuri gripale. Acest vaccin antigripal oferit de Ministerul Sănătății în cadrul Programelor Naționale de Sănătate este pentru populația la risc. Sunt cele 5 categorii de populație la risc: vârstnicii cu peste 65 de ani, cei cu boli cronice, pulmonare, cardiace, metabolice, hematologice, că sunt copii, că sunt adulți. Vorbim după aceea de gravide, în acest an intră și copiii, se pot vaccina copiii de la 6 luni până la 59 de luni, intră în același lucru și personalul din unități de asistență socială cu îngrijire îndelungată. Sunt aceste grupuri și personalul medical, de care am afirmat că a primit deja primele doze. Toate aceste grupe sunt asigurate cu vaccin gratuit. Restul persoanelor care doresc să vaccineze și în prealabil au făcut o consultație la medicul de familie pentru a vedea dacă sunt eligibili la vaccinare, își vor achiziționa vaccinul din unități farmaceutice autorizate, vor fi atenți la păstrarea lanțului de frig a temperaturii pentru vaccin și li se va administra de către medicul de familie conform înțelegerii prealabile cu acesta. Se găsește în farmacii contra cost, nu e neapărat? Se găsește și nu prea. Deci, față de anul trecut, se constată o creștere a adresabilității spre vaccinul antigripal. Asta e un lucru bun. Da, bineînțeles, este un lucru bun. Cât de important este să ne vaccinăm și cum ne ajută acest vaccin antigripal? Vaccinarea antigripală este o vaccinare anuală, având în vedere structura antigenică a virusului gripal, care suferă modificări minore sau majore, face ca organismul uman să nu-l poată recunoaște și predicția de structură antigenică circulantă pentru anul următor să fie diferită de cea din anul trecut. Atunci organismul are nevoie de o reîmprospătare a memoriei și tocmai acest vaccin antigripal tetravalent cu două tulpini A și două tulpini B face ca organismul să se pregătească pentru întâlnirea cu virusurile gripale. Trebuie remarcat un singur lucru, că post-vaccinal, seroconversia, deci sinteza de anticorpi, nu este cu o protecție de 100%. Este o protecție care începe de la 60% până la 90%, depinde de fiecare organism în parte. Dar această protecție asigură o evoluție de formă minoră a gripei, protejează de complicațiile gripei și protejează față de evoluția fatală. Ca în fiecare an, campania de vaccinare gratuită se derulează prin cabinetele medicilor de familie sau prin unitățile sanitare cu paturi și vizează reducerea la maximum a îmbolnăvirilor. În primul rând, mă bucur că și în România se fac vaccinurile și pentru adulții cu boli cronice și pentru vârstnici. De-a lungul timpului a rămas în mintea oamenilor apanajul vaccinurilor ține de pediatrie, de epidemiologie și de copii. Adică mă duc cu copilul să-l vaccineze. Foarte mult mă bucur că în ultimii 5-10 ani deja și adulții vin să-și facă vaccin, nu numai pentru gripă, și vaccinul pentru hepatită, pentru meningită, pentru febră galbenă când pleacă în țări mai deosebite și așa mai departe. Adică lumea a înțeles că vaccinarea este o metodă de profilaxie pentru toate vârstele. Cum îi putem convinge? În primul rând, cei care au dreptul la gratuitate. Și aici sunt categoriile vulnerabile, pe care dumneavoastră probabil ați menționat și înainte în alte interviuri. Faptul că îl primesc pe gratis este un ajutor foarte bun pentru dânsii. Iar pentru ceilalți, și de fapt aici este întotdeauna atuul, suferința proprie sau celor din jur. Noi anul trecut, din decursul a 3-4 luni de iarnă, cât am avut viroze,
am avut cel puțin 100-150 de persoane cu gripă. Aceste 150 de persoane, sigur, în anul ăsta vin să se vaccineze, dar mai vaccinează și în jurul lor încă 3, 4, 5 persoane. Și atunci, experiența proprie plus a celor din jur, ajungem ca la o listă de 2-3 mii de pacienți cât are un medic de familie, ca 3, 4, 500 de persoane să se vaccineze că au pățit-o, spus direct. Iar ceilalți încearcă să-și protejeze persoanele vulnerabile din familie. Și mă bucur că în ultima perioadă și la Cluj a prins ideea următoare. Dacă un copil este sub vârsta de 6 luni sau o femeie este gravidă în primele trimestre și nu pot fi vaccinați sau știu, o persoană are anumite contraindicații pentru vaccin sau pur și simplu nu doresc. Sunt oameni care din diverse considerente, oricât am încercat noi să le explicăm, nu doresc. Atunci ce pot să face cei din jur care iubesc și care vor să se protejeze, pot să se vaccineze dânsii. Adică într-o familie unde există 3, 4, 5 persoane și este un bebeluș care are 3 luni, dacă cele 4 persoane se vaccinează, bineînțeles că bebelușul are șanse foarte mici ca să ia de la unul dintre membrii familiei. Dar poate să o ia că iese pe stradă sau merge în altă parte. Dar măcar să fie protejat de cei din jurul lui. Cum acționează vaccinul? Vaccinul conține componente din virusul gripal, acționează pe principiul oricărui vaccin, adică se administrează fie sub formă de injecție intramusculară sau subcutanată, sau mai nou există vaccinul cu administrare nazală, pătrunde în organism, el are în componente virus gripal, dar cu viruleță atenuată, ceea ce e bine ca să știe telespectatorii că nu produce boală în sine, dar într-un fel păcălește organismul să creadă că s-a îmbolnăvit și în felul acesta își face anticorpi specifici pentru a preveni gripa. Și la un nou contact, care poate să fie peste o lună, peste două, peste trei, peste șase luni, organismul este pregătit prin anticorpi, prin limfocite specializate și își produce în momentul respectiv mecanismele de apărare și nu mai face boala. Bineînțeles că cei care sunt sceptici spun următorul lucru. Apoi ce, de ce să ne facem noi vaccin cu 4 tulpini? Că poate în acest an o să apară tulpina numărul 5 sau numărul 6. Au perfectă dreptate. Și noi nu putem să facem vaccinul la minut. Fabricarea unui vaccin durează între 6 și 9 luni, cu aprobările care se fac, cu testele care se fac. Și atunci, într-adevăr, există un risc de 5-10-15% să apară tulpini noi. Dar pentru tulpinele care există, e bine ca să-ți faci. De vaccinul gratuit beneficiază cu prioritate persoanele cu risc ridicat de îmbolnăvire, precum copiii și bătrânii peste 65 de ani, persoanele cu boli cronice, persoanele instituționalizate, personalul medical sau gravidele. De asemenea, vaccinul poate fi cumpărat din farmacii. În momentul în care a venit primul val de frig, acum o săptămână, deja oamenii s-au prezentat la cabinet, s-au dat telefon și s-au interesat pentru a obține informații necesare vaccinării. Și aici discutăm în continuare doar de persoanele care doresc să-și facă vaccinul și nu-l primesc pe gratis. Sunt unele țări, de exemplu, foarte dezvoltate, cum e Belgia, cum e Elveția, cum e Germania, în care procentul de persoane vaccinate ajunge cam la 50% din populație. La noi, dacă vom administra cel 1,5 milion de doze la 20 de milioane de oameni, vă dați seama că nu este nici măcar 10%. Și atunci sunt oameni care doresc să-și cumpere vaccinul. Cum se face? În mod normal trebuie să prezinte la medicul de familie și să primească o rețetă. Pentru că există pe piață acum mai multe tipuri de vaccinuri, dar compoziția lor este asemănătoare în sensul că au două tulpini de A și două tulpini de B. Cam în termen de 2-3 săptămâni va apărea și pe piața farmaceutică din Cluj vaccinul tetravalent cu administrare nazală. Și mulți părinți spun, domnule, vrem vaccinul acesta că nu vrem să mai facem o injecție copilului. Și prețul este accesibil, undeva în jur de 100 de lei va fi o doză de vaccin. Este prima dată când noi îl folosim în România, acest vaccin. Pentru persoanele care, știu, doresc să-și facă vaccinul, sfatul meu este să se prezinte la medicul de familie unde sunt înscriși, primesc o rețetă și primesc indicații de a transporta vaccinul de la farmacie până la medicul de familie într-un termos, într-o geantă izotermă care să fie între 28 grade temperatura din interior. De ce? Pentru că vaccinul gripal conține virus viu și dacă îl transportă în condiții de temperatură peste 8 sau 9-10 grade, riscă să se inactiveze.
Mulți oameni spun, domnule, da, farmacia aproape de cabinet și mergem repede. Mergem repede, dacă mergi cu mașina, în mașină sunt 22 de grade, ajungi în cabinet, sunt 22 de grade. Și atunci sfatul nostru și ordinul Sanepidului, deci practic nu se discută aici, n-ar trebui din farmacie să iasă nimeni fără să aibă geantă frigorifică, este să-l transporte între 28 grade. O mențiune aparte, o avem aici pentru copii sub 9 ani, respectiv între 6 luni și 9 ani, copiii pot fi vaccinați. Cei care n-au primit niciodată vaccin până acum vor primi două doze în primul an de administrare. Adică, concret, dacă cineva vrea să-și facă mâine vaccin, își cumpără o doză acum, se administrează o doză și peste 30 de zile se administrează doza a doua. Aceasta este doar pentru copiii sub 9 ani care n-au fost vaccinați niciodată. Este o doză de început, să spunem mai simplu. În anul următor, dacă doresc să-și facă vaccinul care va fi pentru anul 2020-2021, se face doar o singură doză. E bine de știut pentru că lumea a început să cumpere, nici farmaciile n-au adus foarte multe doze, pentru că dacă vor veni cele 1,5 milioane de doze, atunci va fi o perioadă în care lumea nu va mai cumpăra de la farmacie până nu se fac dozele cele care le-am primit noi de la Direcția Sanitară. Și atunci, dacă cineva are copil și dorește să-și facă, sfatul meu să-și cumpere ambele doze, unul se administrează acum și unul peste o lună. Avem și firme care vin și se interesează, spune, domnule, eu sunt scris la dumneavoastră, am o firmă unde am 10 angajați și vreau să-i vaccinez pe toți cei 10 angajați. De ce? Pentru ca ei să nu se îmbolnăvească și să nu fiu nevoit să lucrez doar cu 5 oameni și 5 să-mi stea acasă. Și atunci le facem rețetă și fiecare la medicul de familie unde este înscris poate să meargă și să-și primească vaccinul. Anul acesta, Ministerul Sănătății a achiziționat 1.500.000 de doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200.000 mai mult față de anul trecut, astfel încât să se asigure vaccinarea unui număr cât mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de îmbolnăvire.